Bună ziua, dragii noștri! Prima zi de vară, 1 iunie, ziua copiilor. O zi minunată și superbă astăzi pentru fiecare dintre noi, căci în suflet fiecare, și mare și mic, păstrăm copilărie. Păstrăm amintirile frumoase din cea mai frumoasă și caldă perioadă a vieții unui om. Dragii noștri, astăzi începem surprizele frumoase în satul Chetriș, raionul Făleș. Venim aici spre domnul Victor Calmațoi. Este născut într-o zi frumoasă de vară, într-o zi frumoasă și deosebită, când își are loc și ziua internațională a copilului și astăzi venim cu atâta drag de oameni dragi și frumoși în această localitate să-i spunem din suflet domnului Victor la mulți ani, ziua dumnealui de naștere și desigur avem și daruri frumoase aici pentru copilașii care trăiesc în această gospodărie, căci omul drag de departe este vorba despre doamna Olesea, fiica domnului Victor, ne trimite aici la ziua de naștere a tăticului să-i spunem din suflet la mulți ani, mai bine zis să-i cântăm împreună cu dumneavoastră la mulți ani și desigur pentru copilașii aflați aici acasă, daruri frumoase, daruri deosebite din partea mămicii Olesea și desigur domnul Eduard se alătură la frumoasă surpriză să aducem cele mai sincere, frumoase emoții de suflet aici acasă. Haideți-vă! Viața numai lumină, ca în lumină să vețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Bună ziua și Hristos a înviat! Oameni frumoși, oameni deosebiți, noi cu drag astăzi iarăși în satul Chetriș, raionul Făleș, venim aici spre o altă gospodărie minunată, unde întâlnim oameni, unul mai frumos ca altul, la chip și suflet. Olesea Paladi mă numesc și astăzi echipa surpriză la tine acasă vine cu o ocazie frumoasă, specială, dublă, aș spune eu, și pe parcursul surprizei să vedeți din ce cauză zic dublă. O să începem cu omageatul familiei, este vorba despre domnul Victor, venim astăzi spre dumneavoastră. De suflet vreau să vă întreb dacă dumneavoastră intuiți din partea cui venim noi spre dumneavoastră astăzi, să ne spuneți și nouă. La copiilor, fetele. Câte fete are tata, că spuneți două, fete? Două. Așa, tricoșenitică. Așa, eu vă zic un nume. Cine este acest nume pentru dumneavoastră, să-mi spuneți dumneavoastră. Eu am doar un nume de femeie aici. Și el se numește Olesea. Așa. Venim aici din partea doamnei Olesea, venim aici din partea domnului Eduard, care împreună astăzi vă fac niște emoții frumoase. Speră din suflet să fie frumoase, acolo tipărite în sufletul tăticului. Și principalul spune-mi la coniac, ia să tăți poate. Așa. Să rămână niște emoții frumoase și amintire frumoasă astăzi pentru tata, care face o frumoasă vârstă în calendarul vieții. Și desigur, fiica nu poate să rămână indiferentă. Și cu drag, cu dor și dragoste ne trimite în fața dumneavoastră cu daruri alese special și cu atâta drag și dor de dumneavoastră. Cu drag această tortă. Așa, dacă venim spre un bărbat, avem un coș bărbătesc. Ce a spus fiica dumneavoastră, am pus tot. Ce o să descoperiți aici, o să știți doar dumneavoastră, chiar este plin cu totul și cu de toate. Pentru dumneavoastră, cu drag, îl punem aici, el este greu. Mult stimată doamnă Angel, astăzi fiica dumneavoastră, ca și de fiecare dată, ca și toți anii care îi trăiește, nu uită de mamă. Nu sunteți omageată, dar în suflet sunteți om drag, foarte drag și unul dintre cei mai dragi. Căci părinții întotdeauna, indiferent de ce vârstă are copilul nostru, părinții rămâne să fie cei mai de suflet oameni. Icoana vieții noastre care ne călăuzește până la sfârșitul vieții lor, până la adânci bătrâneți. Și astăzi, dacă venim în ograda părintească, în ograda părinților, în ograda unde a crescut și a copilărit, nu a putut Olesea să nu trimită și un buchet frumos pentru mamă, pentru cea minunată ființă din viața ei, pentru ceea ce i-a dat naștere, pentru cea care a iubit-o, o iubește și o va iubi până la ultima suflare și cea care face aici cu tata acasă un lucru foarte și foarte important pentru ea. Îi creșteți copilașii. Îi iubiți, probabil cum i-ați iubit, mai mult decât pe dumneavoastră. Căci bunia ei, cu siguranță, o spun de fiecare dată, iubesc nepoții
înzecit decât copiii lor. Și astăzi ne-a rugat din suflet să vă înmânăm un buchet de flori pentru mama, iubita mea mamă, pe care nu am văzut-o, dacă nu greșesc eu, din informațiile primite de la Olesea, 2 ani nu a fost acasă. Așa, plus minus. Și astăzi știe cu siguranță că darurile frumoase și cuvintele noastre nu vor astupa acest gol, aceste lacrimi care curg din ochii părinților, dar încearcă măcar cumva să vă bucure sufletul, să vă aducă o emoție frumoasă. Și printre lacrimile de dor și greu că nu v-ați văzut copilul la casă, să fie și un firișor de speranță că curând o să vină. Să fie și un firișor de emoție, de bucurie, că copilul dumneavoastră vă iubește și încearcă să vă facă ziua mai frumoasă și viața mai plină de surprize. Dacă a avut posibilitatea, ne-a găsit, ne-a rugat și astăzi suntem în fața dumneavoastră. Cu drag pentru dumneavoastră din partea Olesei. Amintiți când am intrat, am zis că venim spre o dublă sărbătoare. Nu prea pare e prima zi de vară, dar dea bunul Dumnezeu să fie ploiță, să avem pânică, dar până la urmă, 1 iunie, rămâne să fie Ziua Internațională a Copilului. Și n-a uitat mămica, desigur, cum nu uită nicio clipă. Și plânge sufletul ea de dor și grijă de copiii ei. Ne-a rugat din suflet și pentru voi. Andrei și Alexandru? Da. Așa. Mămica ne-a rugat din suflet să vă aducem și vouă astăzi niște daruri și gustoase și frumoase, să vă spunem felicitări cu Ziua Copiilor, fiindcă ești tu poate mărișor deja la mama, dar în suflet la mama îți confirme bunei că ai să ai și 50-60 și tot copilul mamei să fie. De cel mic deja nu mai facem accent foarte mare, el chiar este mic și frumușel la mămica. Așa, și uite, mămica ne-a trimis aici cu o tortă frumoasă pentru voi. Eu chiar nu am idei cine-s băieții aici, poate voi îi cunoașteți. Sper că n-am greșit noi locuința și nici băieței frumușei la mama. Și noi vă dăm cu drag această tortă. Sus, mămica, că băieței mii deja nu mai sunt jucării, bărbați mari și frumoși la mama. Și aici care ajută pe bunica și pe bunielul, cu siguranță. Nu-ți faci nici în gospodăria asta fără voie, așa? Ei, au noroc bunia ei de voie, că altfel stătiesc bărba atât. Așa. Voi sunteți foarte bravă și la bunei și la mămica. Și cu această ocazie ne trimite și cu un coșuleț. E mai diferit de alt decât al bunielul. Aici e băutură alcoolică, nu? Așa. Este pentru voi. Așa, amice, nu se dau. Dacă a zis mămica că băieții mei sunt mari și nu mai sunt de jucării, dar băieții cu siguranță sunt și fotbaliști. Și nu știu care șes aici, pichetriș, este mare și frumos pentru băieții, dar două minci trebuie cumva să fie bătute cu îndrăzneală. Uh-huh. Și o să începem cu cel mic. Alexandru, el? Da, el, așa? Asta e de la mămica. Să crești mare. Alexandru, la vorbă. La urmă. Da. Eu două surprize, n-ați-o recunoaște. Ați-l rugat să stai. Are gust de la borghe, nu-l putem. Dățăm noi. Așa. Desigur și pentru Andrei, mămica a pregătit cafea, mămice. Este mai diferită, este mai rainică, pentru că tu ești mai puternic deja. Așa. Am rămas, da, aici la prieteni de-al meu care a venit astăzi, prieteni aici care a venit la sărbătoarea frumoasă deja și pentru bunielul și pentru Andrei și Alexandru, care ține în mână niște dulciuri, niște flori frumoase, așa, și o să loc din suflet să se apropie de băiței să le dea și aceste baloane, dacă este sărbătoare să fie ea pe deplin, așa, într-o mână în baloan. Cu atâta drag mi-a trimis fiica dumneavoastră aici, neștiind cine o să fie în ograda dumneavoastră, din maturi știa că o să fie. Poate un cumătru, poate un vecin, ca la fiecare om gospodar. Dar s-a gândit că o să fie și copilași aici. Dar cred că timpul a stricat toate planurile. Sau poate urmează să mai vină. Și a pregătit și flori pentru fetițele care vor fi aici, dar nu vedem. Și a pregătit și dulciuri, la fel pentru băiței care o să fie aici, dar iarăși nu vedem. Noi o să ne permitem să le înmânăm dumneavoastră. Și dacă astăzi, pe parcursul zilei, vine cineva copil la dumneavoastră, să-i bucurați din partea doamnei Olesia, căci cu siguranță cine vor veni. Ce un folos? Hai, desfășură. Cars. Hai, dacă domnul Victor se dea. Hai, facem așa. Ia, ca așa.
Când ultima oară domnul Victor vă da flori? La caliberă. Ia ca așa. Cu tot dragul, cu tot dragul. Vedeți? Dacă stai din suflet, primiți din suflet, s-au găsit rost. Așa. Așa. Noi încă o dată din partea Olesiei vă spunem și lui Eduard, desigur, la mulți ani, să fiți sănătos, să fiți acel bărbat puternic care ați ținut în mâinile dumneavoastră și continuați să țineți în mâinile dumneavoastră o familie frumoasă și trainică. Mulți ani de căsătorie alături de o doamnă frumoasă v-au adus copii, nepoți și oameni dragi că se umplă o gradă. Și cu siguranță nu doar la sărbători. Găsiți dumneavoastră timp liber de o oră jumătate acolo să ieșiți la poartă să... De o oră de mai mult. Nu, eu am zis o oră sau jumătate, păi, dar chiar... Mai mult. Asta trebuie ești, da. Sănătate. Să vă întâlniți la o ceașcă de cafea, la o vorbă bună, de ce nu și la un pahar de tărie. Până la urmă, suntem oameni care și muncește și trebuie să se odihnească. Asta să faceți și dumneavoastră, măcar de acum încolo. Căci ne dăm seama că fiecare părinte ați muncit să agonisiți, să le adunați, să creșteți copii, să le dați ce e mai frumos, din puținul dumneavoastră. Cu greu, cu trudă, mama cu nopți nedormite, cu griji, cu lacrimi, cu obrăzniciile copiilor, căci așa suntem noi când suntem mici, le știm pe toate, suntem cei mai deștepți. Ne pare că apucăm lumea de mâini de picioare ca să creștem, să avem și noi copiii noștri și să ne dăm seama cât e de greu să creștem copil, cât e de nevoios, cât este de complicat și câtă răbdare nu se ajunge. Dar, cum zice rost, cine znimagu? Peste puterile noastre, a părinților, se trece peste tot ca să ne vedem copiii mari. Ar dumneavoastră sunt mari, dar sunt plecați. Dar păstrați în inima dumneavoastră cea mai sfântă dragoste care nu se stinge niciodată. Flacăra care arde întotdeauna a dragoste, a dor, a respect pentru mama și tata, dătători de viață. Și cel mai sfânt dar care le-ați oferit copiilor dumneavoastră a fost însăși viața. Restul a fost pe parcurs, dar nu sunt atât de importante cum este însăși viața lor, pentru care ei vă mulțumesc din suflet. Se apleacă cu mulțumire în fața dumneavoastră și desigur ne-a spus că le este foarte și foarte dor de mama, de tata, de copilaș care îi sufocă sufletul zi de zi, dorul greu care o macină, dar știind că este aici supărepioara, mămicii și a tăticului, se liniștește. Știe că mai bine ca mama și tata nu o să iubească nimeni, nu o să îngrijească nimeni, nu o să le ofere și uneori sufletul la picioare, ca să fie nepoței bine. Noi vă aplaudăm din suflet și vă spunem la mulți ani. Și vouă copilașilor din partea lui mămica, să fiți cu minți, de frumoși sunteți extraordinari, unul mai frumos ca altul, Alexandru, cum le-a trimis frumos? Bine, așa. Și mămica vă iubește nespus de mult, este dor de voi. Și să știți că chiar dacă este departe acolo, chiar dacă nu poate să vină acasă, când vreți voi și când vă lovește dorul acolo la suflet și la inimioara voastră. Mama se află acolo pentru voi să vă ofere tot ce vrea un părinte să aibă copilul ei. Să o așteptați, să o încurajați și să o iubiți cum n-a iubit-o nimeni niciodată în viața asta. Bine? Mi-am înțeles? Așa. Dacă aveți și voi să spuneți ceva la mămica, cu tot dragul. Cine? Începe Andrei? Mai îndrăzniți. Mulțumim frumos, mama. Deci eu te-ai dai tort. Trebuie să dai salut, așa. Pur și simplu, să vorbim. Să te iau tot. Mulțumesc, mama. Mama să se sănătoasă, de acasă. Ce-ți de rușul nostru? Eu vă iau la surpriză cu mine. Mai am vă patru pe azi, până de sară. Vorbiți ca prejudină. Păi, dacă nu vă se emoționați. Mămica, tăticu, dacă aveți ceva să-i spuneți, doamne Olesia. Să fie acasă. Asta e principalul. Tăticu? Cel mai vorbăreț a sfidintă. E n-arătat de când vorbește. Da. Vărăt bun, sănătate. Și până la casă de vorbește. Să-i vădească Dumnezeu. Nu vă mai chinuim. Vedem că sunteți prinși de emoții și dor și spontan tot s-a întâmplat, dar să dea bun Dumnezeu că în viața asta să fie lucruri spontane, doar de genul dat. De bucurie, de la copii, de la nepoții, de la oamenii dragi, iar greu să ocolească gospodăria dumneavoastră, măcar de acum încolo. Noi vă lăsăm cu bine, sărbătoare frumoasă tuturor.
Mulțumim de primire, mulțumim de chipurile calde, că dea bunul Dumnezeu la toți, sănătate, pace în familia dumneavoastră. Și anii să fie, cât de mulți n-or fi, dar toți picioruși. Asta principal. Cât picioruși. Sănătate. Sănătate! 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 Sănătate!